imagini revoltătoare au fost surprinse la câțiva metri de primăria Timișoara. Un șobolan uriaș se plimba nestingherit pe fațada fostului liceu de arte din vecinătatea primăriei, ziua în amiaza mare, clădirea fostului liceu de arte plastice zace în paragină de mai mulți ani. Aflat până nu demult în proprietatea Fundației Caritatea, imobilul este prevăzut pentru demolare. În locul lui urmând să fie ridicat un complex de clădiri moderne, una chiar de 10 etaje. Proiect susținut de primarul Timișoarei, însă contestat de arhitecți, care susțin că viitoarele imobile nu s-ar încadra corespunzător în zona de clădiri monument istoric din acel perimetru.